Fabulos. Performanuri are o IT de omul de OL Tiberiu Meriu, românul a câștigat subliniere tigat pentru a treia oară consecutiv ultramaratonul arctic. Video. Tiberiu subliniere Meriu a câștigat subliniere tigat, joi, cursa de plus 350 de mile a maratonului arctic ultra 6633, el atingând ultimul punct de control, Tuktoyaktuk, la scurt timp după ora locală 1600. Tiberiu subliniereriu că subliniere tig pentru a treia oară consecutiv maratonul canadian, care este considerat cel mai dur din lume. Ceilalți trei români care au luat startul au abandonat în primele două zile. Tibiu sublinierea a parcurs peste 380 de mile în mai puțin de 173 de ore. Subliniere Eriu a îndurat condiții extreme de temperatură, a suferit degerturi, umflături ale feței, dar nu a abandonat cursa, în care au mai rămas doar sublinierea se concurenți pe traseu. Devine astfel singurul din lume cu trei titluri la activ, după ce a fost primul sublinierei la edițiile din 2016 sublinierei 2017, Anun News. În 2016, o subliniere Rioacă subliniere tigat maratonul 6633 Arctic Ultra în 173 de ore sublinierei 40 de minute sublinierei a avut de înfruntat temperaturi chiar sublinierei de minus 62 de grade Celsius. La start s-au mai aflat atunci doi români Vlad Tenase subliniere și Andrei Ros subliniere în care au terminat la egalitate pe poziția a treia. La ediția din 2017 a maratonului din Canada, o subliniere Rioacă subliniere tigat cu timpul de 158,25 ore. Ceilalți trei români care au luat startul la maratonul Arctic Ultra 6633 Polgar Levente, prima persoană cu dizabilități din lume care a fost acceptat, Florentina Iovcea sublinierei Avram Iancu au abandonat în primele două zile ale cursei, al cărei start a fost dat în 8 martie. Cu excepția lui Tibiu sublinierea, niciunul din ceilalți români nu a mai participat la maratonul 6633 Arctic Ultra, care este considerat cel mai dur din lume. Toți cei patru s-au înscris în cursa cea mai grea, cea de plus 350 de mile. Pe lista de start s-au aflat doi concurenți pentru cursa de 120 mile, patru pentru cursa de plus 120 mile sublinierei 23 pentru cea mai dificil, cea de plus 350 mile. Ediția din 2018 a maratonului 6633 Arctic Ultra este cea de a 10-a, iar startul s-a dat în 8 martie, de la Agla Plains Hotel. Itinerariul a inclus atingerea cercului polar în primele 23 de mile. În total sunt parcurse 384 de mile până la linia de sosire, circa 617 km, cu 57 mai mulți decât în 2017.
În total, în cele 9 ediții anterioare ale maratonului 6633 Arctic Ultra, doar 25 de competitori au încheiat cursa.